De ce nu ați dori să folosiți canapeaua din decor pentru acest interviu? N-am vrut să ne așezăm pe canapea pentru că este o parte a lumii fictive a acestui spectacol și părea că am sparge acest cadru fictiv care se pare de fapt lumea piesei de realitate. Cumva facem asta și în acest moment, stând în mijlocul decorului. Adică nu este chiar o poziție confortabilă. Nu pentru noi. Ce părere ai despre faptul că ideea ta a devenit realitate? Da, a fost un sâmbure de idee din 2019, deci atunci mi-a venit ideea unui spectacol care să exploreze tema îmbătrânirii în lumea digitală, care să aibă un robot, un spectacol cu un robot personaj. Și da, la acel moment părea imposibil să pot să fac așa ceva, dar cred că elementul cheie, dincolo de finanțarea europeană, este faptul că am putut să găsesc oamenii care au pus carne pe această idee. Unul dintre ei este aici. Bianca, consider că munca ta de scriere a acestui scenariu a fost complicată? Dacă da, cum? În primul rând, am scris textul singură, l-am scris împreună cu Marina. A fost un pic complicat pentru că noi am lucrat online, eu eram atunci la Turda, Marina la Buzău și făceam săptămânal meet-uri pe Zoom ca să efectiv să ne strângem ideile, să scriem, să vedem cum, de fapt, cum o să procedăm. Nici n-am știut, adică am pornit cu ideea și pe parcurs efectiv ne-am adaptat una la cealaltă și am descoperit împreună cum să scriem și ce să scriem. Ne-au ajutat și interviurile, apoi a fost cel puțin pentru mine, o bucată foarte mare de research despre robot, pentru că trebuia să construiesc un personaj cu care nu am lucrat niciodată, adică am jucat cu marionete, păpuși, personaje fictive de toate felurile, dar niciodată roboți. Și atunci asta a fost o bucată bună de timp, să stau să văd cum sunt roboții reali care există, care e mecanismul de funcționare. M-am uitat inclusiv la chestii mecanice și fizice, să înțeleg cum merge, cum s-ar putea deplasa. Adică ne-am gândit la toate variantele astea, apoi a venit, cel puțin cred că asta a fost o provocare destul de mare pentru amândouă, pe lângă personajele care trebuiau să fie cât mai aproape de realitate și roboțelul care e din lumea asta a viitorului, a fost și decorul ca să fie funcțional, adică să fie realizabil și să ne ajute, să ajute de fapt și toată tehnologia să funcționeze, pentru că nu era vorba de doar cum să așezi o canapea și un fotoliu. Trebuia să luăm deja în calcul și cele două camere și videoproiecțiile și a fost așa o întreagă provocare. Dar a fost foarte interesant, am lucrat împreună și ne-am provocat una pe cealaltă. Surprinzător, ne-am completat una pe cealaltă, de efectiv, deși suntem diferite ca personalitate, cumva am reușit să creăm un limbaj comun al personajului și să reușim amândouă să scriem încât să nu pară că au scris două persoane un text. Asta mi se pare fenomenal, că nu simți unde am scris eu sau unde a scris Marina sau unde sunt ideile noastre împreună. Ce părere aveți despre acest spectacol pe care l-au vizionat deja sute de buzoieni? Ce părere avem noi despre spectacolul nostru? Este cel mai bun spectacol care s-a făcut vreodată, nu mai zic în Buzău, în România, în Italia și în toată lumea. Categorii, nu. Spectacole, că eu cel puțin sunt mândră de ce am realizat împreună cu echipa din cele două țări. Chiar cred că e ceva unic. Din mai multe puncte de vedere. Chiar a fost o muncă reală, colaborativă. Asta mi-a plăcut la nebunie. Și da, bine, și povestea e subiectiv, știi? E sufletelul nostru. N-avem cum să zicem despre ceva ce e al nostru, că nu e fain sau nu ne place. Știm că acest spectacol este bazat pe un studiu. Care au fost sacrificiile pentru realizarea acestui studiu? Sacrificii. Sunt multe sacrificii implicate în acest proiect. Foarte mulți oameni au muncit enorm. Proiectul are la bază o documentare pe teren, da? Sunt emigranți și părinți vârstnici, rămași acasă, care au fost intervievați de Georgiana Vădoiu, colega noastră, care a luat sute de ore de interviu și a transcris aceste interviuri. Deci, da, este o muncă foarte solicitantă. Ghidurile de interviu au fost realizate de domnul Mircea Chivu, sociolog. Și da, a fost ceva foarte complicat de realizat. În primul rând, să convingi oamenii să vorbească despre
experiența lor de viață, care nu este întotdeauna veselă. Deci asta a fost o mare provocare. Cealaltă parte a studiului, pentru că nu e singurul studiu implicat în faza de documentare, a fost crearea unui personaj împreună cu oameni din România, Spania și Italia. Adică noi am făcut niște ateliere în 2021 și am invitat participanții, copii și adulți, să-și imagineze cum ar trebui să arate și cum ar trebui să se comporte robotul social ideal. Deci asta a fost cealaltă parte a proiectului, cealaltă parte de documentare care a permis scrierea piesei. Cum a fost pentru voi prima vizionare a acestui spectacol? Prima vizionare de către public. Da. Cu emoții, puțin spuse emoții, de fapt. Cred că în viața mea n-am văzut două echipe mai speriate de ceea ce urma să se întâmple. Da, era ca atunci când stai la NASA și aștepți să lansezi o rachetă către o planetă necunoscută, sperând că o să ajungă. Deci cred că astea sunt emoțiile pe care le-am simțit toți.